Am revenit în direct, ne-am mai tot discutat aici pe pauză, acum dacă vreți să vă dezvăluim, vorbeam de sfârșitul lumii. Nici nu știu, e vreun lucru de care să-ți fie teamă apropo de asta? Ion, ți-e teamă de ceva? De sfârșitul lumii? sau de vreun lucru pe lumea asta? Teama e un cuvânt care are origini foarte genetice. Așa că oricât de mult forțăm psihicul, tot ne e frică de fapt. Și depinde cum definești teama. Dacă o definești ca pe o atitudine vizuală, putem foarte mult spune că nu e niciodată frică, dar dacă o definești ca pe, un reamalgam chimic de hormoni, clar, tuturor ne teamă. Ai vreo fobie? Fobie? Nu. Nu? Nu. Nu avion, nu întuneric, nu gândaj, nu știu. Mi-ar plăcea să pot să merg pe motocicletă peste tot unde merg, dar nu. Motocicletă e o pasiune. O distracție, da. O distracție constantă. Și e un mod de a te descurca mai ușor, nu? Prin București, în trafic. Da. Dacă erai în America, ai fi trecut clar acum de la asemenea performanță extraordinară și modul tău de gândire, te luau la film, la Hollywood, ca pe mari. De acolo, într-o mare măsură, mă și întorc, dar doar ca locație, nu ca și utilitate personală. Nu te-ar tenta? Nu. Și nu am nicio șansă. De ce? Din cauza mutrei mele, din cauza... Nu, cred că ai toate șansele. Din cauza incapacității de a avea o engleză fluentă în sensul necesității telespectatorilor, sunt foarte puțini actori străini care au reușit, da? Schwarzenegger și încă numărăm pe degete. El și acum are accent. A vorbit ani de zile cu un accent groaznic. Da, el a mers în Hollywood și an de an bătea la ușă și zică I want to play this role. Și până la urmă l-au acceptat. Doar că Schwarzenegger este un personaj. Un personaj special. Da, este. Da, într-o țară deosebit de liberă. Vorbeam despre teamă, îmi ziceai că, mă rog, în principiu toți avem temeri. Nu, în principiu, toată lumea. În realitate. Există o nișă restrânsă de persoane împăcate cu viitorul, împăcate cu ei, care sunt deasupra teamei, fricii, să zicem. Dar nu îi găsim noi pe plaiurile mioritice. Nici de eșec nu ți-e teamă, să zicem că unul dintre recordurile pe care vrei tu să le bați nu o să-ți iasă. Dacă aș considera eșecul teamă, presiunea aia de care vorbeam, presiunea sportivului, ar fi existat. Ori ea nu există. Pot să pierd fără nicio problemă oricând. Competiția există în teorie și în visurile mele, dar nu țin morțiși să câștig. Îmi doresc într-o mare măsură și pentru spectator, pentru cei care sunt într-o anumită manieră lângă mine, să câștig. Pentru că împărtășesc dorința mea. Eu sunt mai puțin legat de rezultatul pozitiv decât mulți din jurul meu. Pot să-ți spun că eu știam că am să reușesc să-l fac, pentru că indiferent de cât de aproape mi este, el nu e în antrenamentele mele alea deep down, când eu depășesc 5 minute stând sub apă, el rar e lângă mine. A fost mult timp înainte, dar dozările mele nu le știe, deci nu are siguranța mea. Ai emoții așa, cât de bineînțeles. Cât? Bineînțeles. Da, serios. Cred că a avut niște emoții în antrenamente, pentru că antrenamentele au fost mult mai riscante și mai periculoase decât încercarea mea. Mult. Nu știu dacă o să fie de acord să fac și următorul eveniment, care va fi extraordinar de periculos și pentru mine va fi periculos. Eu am memoria bună și făcând an de an acest tip de antrenament în apă rece, o să vă spun imediat despre ce e vorba, spun că 70% îl fac, dar nu știu cât o să-mi ia. Am reușit să fac evenimentul din prima, lucru care a fost mândrie personală. Pe ăsta nu știu, va fi apa foarte rece, am un mare semn de întrebare, dar trebuie să vă spun despre ce e vorba. Despre ce e vorba? Și lași să... Evenimentul suprem, da, pentru că am încredere în el. Nu mi-este teamă că
ar fi un eșec sau că nu ar face ceva. Și evenimentul se referă la merge acum 50 de metri pe sub apă, cu o halteră de 100 de kilograme în spate. Nu, vorbeam de partea cu frig. Partea cu frigul? Da, pe sub gheață. A, cel din, da, cel din ianuarie. Da, în ianuarie este un alt eveniment și primul din 2013. Un eveniment special. Va merge pe sub gheață, tot la bazinul Dinamo, dorim să-l facem. Uh-huh. Avem și o relație foarte bună cu clubul, cu doamna Lipă, domnul Florin, da. Care și salutăm. O să meargă 67 de metri pe sub gheață. Deci nu va avea unde să iasă în cazul în care s-ar întâmpla ceva. Nu știu, orice, nu are unde să iasă. Avem un bazin, o diagonală, găuri făcute în capete. A, și doar pe acolo din nefericire mai trebuie să făcute niște găuri pentru firele scafandrilor, că nu le-aș fi vrut nici palea. Va trebui iluminată zona într-un anumit fel. Da, o să intru într-o parte și o să intru în cealaltă. Fără niciun fel de echipament, apare 4 grade și se vedem. Fără niciun fel de echipament. Fără niciun fel de... Fără costum de protecție, adică. Ar fi toți cei care încearcă treaba asta o fac cu echipament. Dar, în general, mulți din cei care privesc, lasă că pe asta o fac și eu, nu e frig în ăla. Dar să vadă un scafandru, este 20 de minute în apă de aia, care are un scotum, nu un costum gros, că ies mov de frig. Da. Bine, până la eveniment va trebui să are un regim alimentar special. Da, și zi, vine, cam pentru toate. Mâine e vineri, nu? Da. Deci mâine vom ști exact tot de ceea ce avem nevoie. Și o să mă îngraș vreo 6-7 kg, să devin așa un fel de Humpty Dumpty, da. Pentru că dacă nu voi fi pufos și grăsan, am șansa să fac crampe musculare din cauza frigului. Și n-am chef să am vreun crecer la mijlocul bazinului. Nu. Păi nici nu o să aibă cum să mă scoată. Și nu există, mă iertați, nu există plan B. Asta e o mare problemă. Planul B ar fi fost niște labe. Doar că nu am cum să-mi pun labele în timpul meu, că fac presiune în plămâni. Nu știu, să mă gândesc. Un plan B ar fi să-mi dea un muștiuc să respir, cred. Un plan B ar fi să nu-l faci dacă e un plan B. Să nu mai facă deloc. Da. Cred că la planul ăsta nu s-a gândit. Da. Nu. Spuneai că Ion doboară recorduri. Nu, Ion stabilește. Sunt recorduri pe care le stabilește el. Uh-huh. Una da, să dobori anumit record și alta să le stabilească. Deci n-a mai încercat nimeni așa ceva niciodată. Nu. Cel care l-a avut ultima dată, supraom la apă, este un record care l-a stabilit Ion. Uh-huh. Nu a doborât pentru că n-avea ce. El a stabilit un record și acum așteptăm alți sportivi. E bine de știu, da, m-am gândeam că poate o mai încerca și alții înainte. Deci așteptăm. Asta sunt idei personale. Da, asta e o competiție specifică unor grupuri de surferi din Hawaii. Uh-huh. Și recordul era 30 de metri cu 30 de kg. Ăsta era recordul anterior. Aici a fost 33 cu dublu. Am înțeles. Dacă sunteți atentă, vă spun. 30 de kilograme erau date de un pietroi de 30 de kilograme. Mm-hmm. Dar pietroiul de 30 de kilograme sub apă se comportă diferit decât o halteră. Piatra are masa mult mai mică decât fierul. Ceea ce înseamnă că volumul dislocat e mai mare în cazul pietrei, deci este mai mică greutatea. Mm-hmm. Deci a fost mult mai greu ce ai făcut. Din păcate nu știu masa pietrei, să vă spun, dar cred că e de două ori. Mai ușoară sub apă. Pentru că știu că o să mă uit. Că aveți niște planuri să mergeți prin licee, e tot un proiect, nu? Da, zic bine, Alex. Da. Te-ai gândit la chestia asta, Ion, că ești un model pentru tineri? Da, scuze-mă. Îi influențezi, e clar, dacă le spui tu sau le dai tu niște sfaturi, poate chiar o să le urmeze unii dintre ei, poate nu toți, dar... Asta este ca mod de gândire, pentru că pe mușchi nu o să legaleze nimeni, nu, n-au cum să... Și nici ca să facă scandale, el însuși nu vrea să... Nu poți să ne asumă responsabilitate, ca pentru mod de că gândire. Un model fără o scară de urmat e dificil. Un model, dacă e pus acolo și nu-i arăți și drumul către... Nu un model, un... E în regulă totul? Da,
Da, ne uităm la imagini. Da. Dar poți să ne vorbești? Ne uitam acolo. Am fost captat de imagini. Când pui jos așa pe rând o mulțime de oameni. Spun pe scurt că un model, chestia aia cu pescuitul și cu peștele, dacă nu are o scară de urmat sau și know-how de a ajunge acolo, modalitatea, mă iertați pentru barbarism, nu valorează. E prea mare distanța. Și când distanța e prea mare, devine inhibitoare pentru cel care urmează. Ziceam că o să mergi în licee. Ce ai de gând să le spui? Nu știu. Dacă merg în licee, știi ce aș putea să le spun, dar nu știam că merg în licee. Da, află acum, nu? Eu îi fac agenda lui Ion și l-anunț undeva înainte cu două săptămâni, o lună de zile. El își urmează antrenamentele și programul lui de zi cu zi, iar eu vin și l-anunț când trebuie să meargă undeva să facă un anumit lucru. În această campanie care o să desfășurăm în licee nu se referă doar la a sport. Sunt foarte mulți tineri care sunt tentați de etnobotanice, sunt tentați de droguri. Sunt mulți tentați de etnobotanice și de droguri, da. Împreună cu colegii de la Antidrog, o să facem această campanie în licee. Eu zic că nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat. Absolut. Măcar 1% dacă din acei tineri care ar renunța sau nu o să se apuce, este un câștig pentru toată lumea. Da. Pentru că le spune... Exact. Le spune Ion Ancescu, da. Că slăbiciunile susținute de tipul ăsta de în fine, etnobotanice, sunt un dezastru de structură vis-a-vis de tineri. Ar trebui cu mult înainte de a ieși în clasa a 5-a, pe afară. 1-4 sunt ușor de strunit tineri. După clasa a 5-a, mi se pare mie, mă înșel? Nu. Nu. După clasa a 5-a, imediat li se deschide așa o plajă de... Exact momentul în care încep să-și urmeze. Da. E anturaj, mă rog, prieteni. Și sigur că da. Și decizie luate până într-o 8-a sunt foarte importante. Da, sunt foarte importante și de multe ori țin de noroc. Dacă noi, să zicem, sportivii cu rezultate, venim și le spunem prea târziu, aproape degeaba, prea devreme e inutil. Nici nu mă văd, o fac cu mare drag, dar nu mă văd, nu știu care ar fi momentul în viața lor, sau nu știu dacă să merg la clasa a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, nici nu-mi dau seama. Acest proiect se va desfășura și împreună cu câțiva psihologi. Se va desfășura. La fel, ei vor contribui cu propuneri și cu sfaturi, fiind un cerc destul de omogen și persoane cu experiență în fiecare domeniu. Da. Eu zic că finalul va fi cât se poate de... Proiectul este excelent, ca toate proiectele pe care le faceți, dar hai să vedem acum, pentru cei care se uită, dacă să... Ce le facem, așa cum văd lucrurile, o să le facem sub egida unui for european, pentru că noi nu avem experiență deloc. Noi avem lovitura drogurilor după 90, dar eu aveau cu mult înainte. De mult, sigur, în anii 70. Da, nici nu am drogat, nu s-a drogat, din câte știu și eu, și nu cunoaștem armele. Eu nu știu de fapt arma, pentru că nu am preboala, predispoziția de a lua. Dacă nu știu exact cu ce armă să lupt vis-a-vis de psihicul lui, degeaba. Nu pot să-i spun, tu ești un pic bolnav, eu sunt foarte sănătos, fă ca mine. Da. Și vă spun, v-am atras atenția asupra aspectului, pentru că am câteva cunoștințe care sunt de foarte mulți ani, cum se spune, addicted. Dependenți. Și își susțin viața dificil, foarte civilizat, mănâncă extraordinar de sănătos, își fac orele de somn, lucrează, au de 4-5 ori mai puțin decât capacitatea maximă, dar în particular, de la 5 la 9 dimineața, 5 seara, 9 dimineața, droguri. Am fost aproape de ei și e ceva ce nu cunosc. E o altă față a oamenilor pe care nu pot calcula. Și cred că niciun psiholog nu poate. Trebuie un doctor specialist în așa ceva. Am asistat la unele interviuri luate unor scriitori vestici care au trecut prin faze și
și ei spuneau că le-a plăcut foarte tare, că n-ar mai face-o, dar că în momentele acelea le-a plăcut foarte tare. E o luptă pe care nu știm noi oamenii care... Cred că e mai bine să nu încerce sincer, că... Bineînțeles, poți să spui cuiva nu încerca pentru că procentul celor care încearcă și revin la normalitate e mic, da. Sau că intri într-o zonă riscantă, e greu. Și curiozitatea e mare. Eu cred că e important să le spună niște persoane pe care ei le admiră. Probabil că foarte mulți tineri se uită la tine, la recordurile tare, te admiră și atunci dacă sper tu le spui din tot sufletul să aveți dreptate. Un lucru, probabil că altfel îi influențezi. Decât sper să aveți dreptate. Se spune că au sunat foarte multe telefoane, dar fiind timpul atât de scurt și ne reușim să vorbim în jumătate din... Te-au întrebat ce recorduri mai vrei să bați, ce mănânci ca să reușești. Știu că ai într-adevăr, atunci când ai luptat cu... când ai câștigat împotriva 1000 de oameni, ai mâncat foarte multă carne, nu? Zic bine? Nu. Am mâncat carne oarecum normal pentru mine și pentru efortul care urma. Dar am exagerat cu slănina, că... cu grăsimile. Uh-huh. Cred că aveam 106 kg, adică cu vreo 8 kg în plus. Și am dat jos 3 jumate în 8 ore. Nu e foarte mult. Da, am nevoie de alimentație specială. Așa mult s-a dat jos, 3 jumate la acel... Da, și cred că s-a dat din cauza luminilor, din cauza căldurii, că nu din cauza efortului. Nu, pentru că în 3-4 ore de fugit pe munte, tot 4 kg dau jos. Tot 4 kg. Deci efortul e mult mai mare acolo. Imens, mult mai mare acolo, da. Spuneai însă că nu e neapărat ușor că oamenii ăștia care vin acolo în principiu sunt amatori. Da, te referi la cei cu care, cei 1000, cei 500, cei 300, că sunt amatori nu înseamnă că ți-e mai ușor, deși nu sunt foarte bine pregătiți. Da, există un paradox al sportivului de Scandenberg și non-sportivului de Scandenberg. Non-sportivul de Scandenberg va avea un atac imprevizibil, categoric. Dacă am un oponent calificat în ale acestui sport, știu exact ce o să facă. Mm-hmm. Exact. Avem câteva strategii, câteva atacuri, câteva defensive, pe când un tip care habar n-are o să dea foarte tare, general, o lovitură generală, foarte puternică, multora le pârie oasele și e un risc, pentru că am avut grijă să nu fiu la fel de agresiv, la fel de... Dar mai puțin important. Am zis că te roagă să nu le rup mâna dacă se poate. Deosebit de interesant este că după o statistică personală foarte periculoasă, undeva între o treime și un sfert, îmi spun așa, nu tare. Și ei trag cât de tare pot, încercând să surprindă. Și eu văd ca pe o atitudine foarte nesportivă. Da. Am văzut așa... Pură și startul, ce să facă altfel? Îl obligă cumva moral. Da. Filozofia lui e un, spune nu, e un cod al Scandenbergului. Da. Nu are de unde să știe un individ care nu practică. Hai, ușor, ușor, nu tare. Și pac, încearcă. Dar e o atitudine de societate deja. Uh-huh. Foarte multă lume arată o fațetă din cauza profundelor, nu o să spun complexe, că e prea mult. Și de fapt, prin partea complet opusă, atacă tare. Da. Ce-ai recomandat tinerilor între 15 și 20 de ani? Pentru că ai trecut prin vârsta asta și o știi foarte bine. Ai o filozofie N-am de viață. N-am trecut prin vârsta asta. Bun. Nu, okay. nu pot compara 93-97, exact perioada pe care ați 92-96, cu anii de acum. Pentru raportat la anii de acum, bineînțeles. Da, nu pot. Nu pot. N-am niciun fel. Ok, acesta este răspunsul. Sunt unele direcții pe care ei le știu de 1000 de ori mai bine decât mine, cum ar fi calculatoarele. Deși am fost un tip interesat și părinții mei au făcut eforturi permanente de a avea aproximativ ultimul model de calculator, eu am fost aproape de ecran întotdeauna, nu pot da sfaturi, din păcate. Am fost mult mai apropiat de natură decât cei de acum. Eu zic e mai bine. De ce? Păi pentru că ei sunt supraponderali, ei sunt... Nu vorbim de și stau doar în fața calculatorului. De om și... în general, că în mod limpede, noi de foarte puțin timp am devenit neoameni. Vorbim de ce e mai bine pentru a se adapta societății. E limpede cel de-al doilea frigider al meu, care e eco, bio, etc., e mai bun pentru mine decât
ce mănâncă cei din jurul meu sau ceilalți denumiți în mari, dar peste 5 ani eu și, să zicem, urmașii mei care păstrează aceeași linie, teoretizăm. Da. Vor fi mai puțin adaptați viitorului de peste 5 generații, adică o să trăie 150 de ani, decât ceilalți care conțin. Grăsimile de tipul ăsta sunt fasoale, câte foarte multe boli, cancere de intestine, de stomac, pancreas. Asta nu cred că le putem evita. Și dacă atrag atenția asupra unei alimentații sănătoase, o atrag atenția în van, pentru că toată societatea merge într-o altă direcție, în direcția mai ieftină și direcția de producție în masă. Trebuie să ne luptăm într-un mediu urban, acumulăm cât mai mult și pe aia ne mutăm cât mai la țară, un paradox. Să păstrăm, păi, filozof, așa văd lucrurile. E foarte, foarte greu să ies pe stradă și să, mă iertați, ca să ajung aici, a trebuit să las mașina foarte aglomerat, să vin cu metrou. Da. Și cu mâna dreaptă, cred că mă scărpinam în cap și din două, trei succesiuni de buticuri tarabe, nu găseam ceva de mâncat care să îmi convină din punct de vedere al calității. Toate tâmpenile posibile și ei aleg, aha, niște rezin, niște stafide. Foarte bune. El se uită la mine și zice, băi, tu știi cum sunt astea ambalate? Stau niște silozuri mari și merg mișună șobolanii printre ele. Și zic, și ce pot să pățesc? Pe tate zice, nu știu, nu pățesc nimic, că nu mănânc. Și am mâncat pe tate, ok, nu știu să pățesc, să vă anunț. O să aflăm, da. Erau cele mai ok de acolo, cele mai curate. Mai aveau niște semințe. Pentru că el mănâncă încearcă să mănânce sănătos, nu prostii. Clar, ce mănâncă clar, da. Tinerii din ziua de astăzi. Eu sunt curioasă, are cineva curaj? Cum se zice, să te provoace, să se ia de tine pe stradă sau ceva dar de genul? Dar nu se pune problema, că nu dau nimănui asemenea ocazie. Ține de mine, nu de celălalt. Adică? Dacă devin eu victima aiurelii mele, proprii, că da, nu se pune problema. Adică, să zicem că la un moment dat... Am prieteni în sportul pe care îl practic, care dintr-un scandal au tras ani de zile. Da, așa, e periculos. Pentru ce? Absolut. Nu... Adică nici chiar dacă te-a provocat cineva, n-ai răspunde că... Nu dau... Nu... Unde? Unde? Habar n-am, nu știu, ieși să alergi în parc. Unde. Noaptea? Să zicem. Noaptea, ziua nu ies pentru că e prea mult praf. Și pentru că noaptea metalele grele se așează undeva la sub 40 de centimetri deasupra solului. Uh-huh. Fug noaptea. Dacă nu reușesc să... Sau dacă e prea frig, fug în niște zone foarte speciale, în niște hangare ale unor blocuri. Nu vreau să fug la minus 7-8 grade, nu fug de nebun. Cum îl vezi pe Ion Oncescu peste 10 ani, în 2022? Nu știu să vă spun. Sunt întrebări de angajare asta. Da? Nu știu să spun. Nu e de angajare. Cred că mai chel și mai albit așa. Și categoric mai optimist. Mai optimist? Asta e foarte tot bine. În România? E foarte bine. Și în România. Și în România. Cum e? Vreau să te întreb, cum e cu manager? Mai relaxat, mai de când am se ocupă? Să visez mai mult. Cum? N-am răspuns bine? Nu. Am timp să visez mai mult. E și asta, da. Merită și din punctul ăsta exact, de vedere să ții. Ai spus mai devreme că am devenit de puțin, am remarcat, de puțin timp am devenit neoameni. Așa ai spus. Ce înseamnă asta? Dar însumat, da. Oamenii din viitor tot oameni vor fi, așa că punctul nostru de vedere e prea conservator. Încercăm să nu murim, dar prea conservator. Am ajuns la asta final. E filozofie. Filozofie pură, v-am spus de la început. Îmi cer scuze. Am ajuns la finalul emisiunii. A trecut timpul super, super repede. Aș vrea doar un singur lucru să-mi răspuns cu da sau nu. Notorietatea asta e bună sau nu? Nu, sunt optimist. Notorietatea asta e bună sau nu? Mă feresc cu brio de aia. În metro te-au recunoscut, acum te-au recunoscut când ai venit. Am mers în capăt. Am mers lângă capăt. Am înțeles. Da. Un secundă, că mergem pe undeva într-un mall sau mergem da, să ne vedem, eu de obicei stau în spatele lui la 2-3 metri. Eu de obicei fug. Și ascultă reacțiile. Ce spune că au trecut de el deja. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în această seară. A trecut timpul foarte, foarte repede, pentru că am avut o mulțime de lucruri de vorbit, dar poate mai veniți cu alte, după alte recorduri. Un după procent alte... din lista ta. Un mic procent, da, aveam mult mai multe de discutat, dar n-am apucat.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și telespectatorilor pentru că au fost alături de noi și celor care ne-au sunat. Îmi pare rău că n-am putut să luăm telefoane, că dacă luam și telefoane nu mai terminam emisiunea, dar am reținut întrebările, i-am pus parte din ele lui Ion Oncescu. La revedere, ne revedem marți la ora 21 la Nocturna Sportivă. La revedere. Ion Oncescu, reloc. Da. Să rămână.